Salut, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Astrora, eu sunt Rotaru Adrian și azi am pregătit o mică emisiune despre Superluna nouă din Pești din data de 20 februarie 2023. Iată că este a patra consecutivă din acest plan, se petrece pe 20 februarie 2023 la ora 9:05 dimineața România la gradul 1:22 Pești. Fiind a patra oară când se repetă la acest grad, este vorba clar de noi începuturi, se pune punctul pe I, este amplifică poziția inițiatorului și vorbește despre unitate, ceea ce denotă o puritate în plus pentru această zi. Din punct de vedere numerologic, această zi vine cu o încărcătură de maestru. Dacă adunăm toate cifrele din această zi, 20 a doua 2023, ne va da un număr maestru, numărul 11. Conform lui David Phillips, un mare numerolog din Statele Unite, acest număr vine cu foarte multă încărcătură spirituală, iar cea mai bună cheie pentru această zi este intuiția proprie, este maestrul tău interior. Din nefericire, numărul 11 implică și emoții extreme, de la un pol la altul, exprimate prin schimbări dese și de dispoziție, chiar anxietate și duritate. Iar dacă aceste emoții există, clar sunt enervante și nesănătoase, ar trebui să fie controlate imediat ce sunt recunoscute, pentru că pot fi ușor transformate în ceva mai bun, în ceva pozitiv. Prin reducție teozofică, 11 reprezintă 2-ul, și acesta aduce un plus de valoare, de intuiție în luarea deciziilor. Așa că în cele din urmă optați spre veselie, mai ales dacă întâlniți situații umoristice. Să știți că este o zi bună de a merge la teatru pe timpul zilei, dacă aveți această ocazie, la un film. Într-adevăr, la luna nouă se plantează semințe noi, noi intenții, noi planuri, noi proiecte. Peștele este un semn spiritual, este semnul sacrificiului. De multe ori îți cere să te neglijezi pe tine și să fii receptiv la grijile și nevoile altor persoane. Este un semn al compromisului, al compasiunii, al toleranței, al iubirii necondiționate. Este un semn al credinței, al conectării cu astralul, cu divinul. Dar mai poate aduce și multă iluzie, confuzie, multă imaginație, se va lucra foarte mult pe scripturi, pe scenarii. Este un semn favorabil mai mult artiștilor. Dacă vreți să începeți o nouă carte, este un moment foarte bun de a scrie. Dacă doriți să pictați un nou tablou, vă poate aduce ceva venit, să spunem, în următoarele 6 luni. Această lună nouă este conjunctă cu Saturn, iar aici se amplifică responsabilitatea. Saturnul fiind la gradul anaretic în vărsător, e ca și cum se face introducerea lui în semnul peștilor, doar că acesta va intra pe data de 8 martie în pești și va aduce tot felul de schimbări la nivel de responsabilitate și destul de multe blocaje acolo. În special, va aduce foarte multă responsabilitate și vindecare în spitale, în închisori, în lumea cu vicii, cu adicții, fie ea de alcoolici, probleme cu altfel de substanțe. Dar va ridica, ne va ajuta să ridicăm mai ușor cortina, să vedem ce este real și ce este ireal. Ziua aceasta aduce și vindecare, se găsesc resursele pentru fiecare în parte, pentru a-și găsi drumul. Mercurul mutat în vărsător face un trigon cu Martele din Gemeni. Aceștia doi își dau mâna, luptă împreună, Hermes și Ares, pentru a tria cu adevărat informațiile. Și va fi o luptă pentru informații, ce este corect și ce este incorect, ce este fals. Mercur în vărsător este foarte original, este isteț, științific, detașat, doar că este abstract de data asta și destul de apsă
să creeze întotdeauna neprevăzutul, așa că este foarte greu să faci previziunile necesare perfecte cu Mercur împărsător, pentru că el aduce ce nu te aștepți. În mitologia nordică, Odin, înainte să devină zeul suprem, el a fost destul de șiret. El, practic, însumarea lui de inteligență, de putere, se va regăsi în Thor și Loki mai apoi. Adică, practic, el este întunericul și lumina. Soarele în pești are ca scop înțelegerea și este plin de compasiune, credință, imaginație, generozitate, doar că vine cu lecția pentru următoarele 6 luni, fiind și în conjuncție cu Saturn. Vrei, nu vrei, o vei învăța, iar această lecție este hotărâre. Dar mai mult în partea de educație. A ne educa instabilitatea, haosul interior, și să evităm proiectele himerice. Adică dacă ne dorim cu adevărat ceva, să ne facem planuri corecte, reale și nu să ne dorim imprevizibilul. Deși realitatea este într-adevăr maleabilă, este, de pildă, v-aș trimite să citiți o carte, de pildă, în momentul de față, a lui Elio Dana. Se numește cartea Școala Zeilor. Este o carte foarte bună și aceasta vă poate debloca anumite piedici. Este o carte minunată care vorbește despre maestrul interior. E, în momentul de față, la această super lună nouă în pești, este un moment de a-ți căuta maestru interior sau, de ce nu, dacă te consideri pregătit să devii tu un maestru pentru alte persoane. Fie că este vorba de orice faci tu, că ești cofetar, că ești bucătar, că ești sportiv, că clar ai niște aptitudini și poți să le predai mai departe. Dar este și o zi de meditație, de introspecție, de analiză a ceea ce dorești cu adevărat să se petreacă în următoarele 6 luni. Numai că vine cu cuvântul responsabilitate. Și mai mult, responsabilitatea vine pe intențiile noastre. Să știți că luna în pești este foarte sentimentală. Dacă ești singur în această perioadă, este foarte bine să ieși la întâlniri romantice și este o perioadă destul de visătoare, unde sentimentele sunt adânci. Este o perioadă bună să deveniți și preocupați și de bunăstarea voastră materială, nu doar de cea spirituală. Este bine să vă echilibrați. Venus este la grad anaretic 29-57 de minute pești, se pregătește să intre în berbec, iar acolo va schimba total energia. Va da un instinct de cucerire mai mult, va vorbi despre iubire, iar iubirea va domina personalitatea. Așa că putem avea parte de tot felul de surprize pe plan mundan, tot felul de schimbări de scenarii. Să știți că, vă spun un mic secret, Venusul ăsta în berbec aduce și multă efeminare masculină. Sentimentele lui Venus în berbec vor fi impetuoase, demonstrative, ardente, lipsite de stabilitate, așa că pentru anumite persoane interesul de accesiune și o aș căuta în continuu o poziție socială mai mare va fi mult mai mare. Este o perioadă de vindecare în momentul de față pentru planeta Pământ, pentru că ea se trezește, se scutură. Am văzut și cu tremurul din Turcia. Nu pot spune mai multe lucruri decât că Uranusul este în Taur și este un semn de Pământ. Saturnul va intra și el în pești pe data de 8 martie și va face multă curățenie acolo unde nu există responsabilitate, în special la nivelul mărilor, oceanelor. Ce se petrece acolo, dacă există poluare și câtă poluare există. Și asta nu ne va duce cu gândul la melodia lui Beatles, Yellow Submarine.
Pentru că Mercurul face și un dublu sextil cu Jupiter și Chironul din berbec, iar asta va amplifica vindecarea la nivelul spiritual, dar cu responsabilitate, mă repet. Din punct de vedere al meditațiilor, al introspecției, dacă vreți, sunt niște cărți formidabile a lui Judy Hall, pentru protecție psihică. Și nu are legătură cu, să spunem, altfel de culte. Într-adevăr, ea folosește puterea lui Sekhmet, zeul ocrotitor cu cap de crocodil, dar cei care fac tot felul de călătorii astrale și îl folosesc pe Sekhmet, pe Neftis, zeița protectoare, știu despre ce este vorba. Sunt cărți foarte bune, mă repet, Judy Hall. Mai există și cvadratura dintre Mercur din Vărsător și Uranusul din Taur în acest moment. Să ne pregătim de mult sarcasm la nivel mundan. Cei care apasă pe butoane s-ar putea și ei să plătească la rândul lor, pentru că orice greșeală mentală se va sancționa aprig. Dar în perioada următoare vom avea și evenimente neprevăzute, chiar inevitabile, de aceea este bine de a lua poziția observatorului, neapărat să încerci să înoți împotriva curentului, pentru că este foarte greu, este o perioadă de reglare divină. Iar dublul sextil dintre Pluton și Venus și Neptun ne aduce foarte multă transformare, dar o transformare necesară în dragoste, în iubire, în artă, în creație, și ne reîntoarce oarecum la poziția noastră umană. De ce suntem aici? Sper că aceste cuvinte v-au ajutat cu ceva. Să ne vedem cu bine pe curând.